Salutare tuturor, eu sunt Nick și bine v-am regăsit, fraților, la o nouă promovare de server. Astăzi suntem pe serverul mcxalfacs.ro și suntem aici cu doi dintre ownerii serverului. Salut! Ok, suntem aici cu Striker și cu Divan Life sau cum? Divin Life. Bine, dar un nume mai scurt n-aveți? No. Ok, bun, atunci, mă rog. Bumbă, eu să mă plimb un pic prin hub și o să-i lăsăm pe băieți să ne spună cât de cât timp e serverul și treburi de gen, ok? Da, Hai bă, dați-i drumul. serverul este non-premium, versiunea 1.8, orice versiune de 1.8. E Avem deschis de minigame-urile hub, bine, minigame, nu e un minigame, dar da. Survival, Sky PvP, Faction, Kit PvP și pe fiecare dintre ele aveți un kit daily ca și bonus. Adică, stai așa. Dai slash kit daily și îți dă niște Care poți să-l obiecte. utilizezi odată pe zi. Da. No, ok, nu. Păi și, bă, aveți un spam foarte interesant. E Da, făcut de voi? e de builder. De Nu, de builder? builder, nu știu, da. Știi, original așa, adică nu e mapă de pe Da, net e sau? original. Nu, nu e. Nu, e originală, făcut de Pentru restul că primesc mereu în comentarii că, bă, vezi că ăla nu-i spawn original. Stai așa, vezi că ăla nu-i. Nu, e făcut de el, că l-am și văzut că nu prea, știi? Ok, bă, o munci ceva, Poate să adică. zică unii că au mai intrat un PSR și cea mapă de pe net și am zis că nu, și zis, nu cred. Știi? Bă, frate, asta e problema lor, dacă nu cred oricum, e vorba de ce știți voi că e adevărat, nu de ce Oricum, cred eu am ei. și să caute pe net că nu găsește mapa. Ok, bă, ce am observat eu la aici e că au băieții niște sunete la absolut orice și la cetolea, că vedeți când scriu sau de asta, poc, știi? Da, știu. Când schimb aici itemele în inventar, bă, e foarte interesant și mai e double jump, stai să-mi dau game mode 0, să sar un pic, fiți atenți aici. Chiar asta Pah! de... Bium! Băi, chestia asta e interesantă, știi? Adică, nu știu, eu aș face double jump numai pentru sunetul ăsta, e foarte interesant, serios. Ok. Am văzut și pe alte server înainte, numai cum s-au scos și am văzut că nu are cam niciun server, dar băgeam și să bag și eu. Nu are Ok. niciun. Hai să începem mai întâi să prezentăm cam ce aveți voi pe aici. Da, meniu. Deci, ce voi de... Hai. Hai mai întâi la survival. Sur. Bun. Este vechi serverul sau abia este De făcut? vreo 2 luni deschis, cam așa Ah, ceva. ok, deci sunteți la început. Cam așa. Avem aici comenzile, Stai. scrieți home, home, Da, te-am jobs. dat-o pe. Sunt dat-o pe. Ok, mi-a Stai dat-o că pe? am. Bun, Da. hai Să să vezi dăm și fly. kit-urile și tot. Bun, hai să vedem atunci ce este pe aici. Au băieți aici un Vrem shop. warp-urile. De așa, de ce Trebuie să nu... dai click dreapta pe sign. Stai. Ah, lol, lol. Bun, interesant. Ok, bun. Aici e Aici. shop-ul, presturile. Bun, cum faci banii? Ai joburi, Cu am văzut, nu? job-uri, da. Da. Slash, jobs, join, linia lui. De spa. Așa. Ok, bun, hai să Uite, dau spa. și cea mai interesantă parte e că avem cratere. Da, aici. Hai să dau niște chestii deschise, de exemplu. Ok, am mai văzut de astea, deci știu cum e. Deci, deschizi un chest și îți dă păcănele de alea până când... Da. Bun, Da. Dacă vezi, dau câteva să da, deschizi. dă-mi și mie să mă uit și eu pe aici, cât voi mai vorbiți și aici, băi, mi se pare interesant un survival, dar o să mă mai să văd de joburi, că chiar mă interesează seria de asta. Da. Dar serverul mai mult pentru ce? Deci, vorba, aveți voi acolo survival, kit, PvP și mai ce Ține aveți? cheile, că nu pot să le dau cu Kit PvP, Sky PvP și Factions. Eu țin că-ți dau două pe ca să pot să-ți dau cheile. Ok. Bun. Bă, dar ce oameni, frate, ăștia toți aici, mamă. Ok, bun. Bă, Da, da. bun. Dați-vă o leacă, bro. Ok, bun. Hai să deschid o de asta. Hai vedem ce poate să-mi pice la armură. Bă, văd chestii și mai OP și mai Și în neope. fiecare seară, la ora 8, dăm câte o cheie pentru unelte și arbori. Serios? Da, în fiecare seară, la ora 9. Nu Ok, știu ce bă. scrie pe sign. VIP plus, stai, VIP plus. Ah, ok, VIP plus. Asta cred că e mai... Astea Av Da, pentru e carte. cel mai OP Și bun, ca să ai VIP, ce trebuie? Trebuie să donezi. Ai acolo un hub, un meniu cu donațiile. My god, oh my god, ce mi-a picat. Păi o să mă uit imediat și la donații, o să oricum să prezentăm o leacă pe aici. Bun, hai să văd... Mamă, dacă mi-a picat 32 de diamante. Hai mă, oprește-te dată să moară jana. Bă, hai că am chestii OP. Bumbă, Hai să cum mă vedem și duc la... warp-urile.
Warp, așa, bun, hai, warp. Bun. Avem arm crates, ăsta, enchant, jail, pvp și shop. Bun, hai să vedem mai întâi la... Mă interesează o leacă ăsta cu pvp-ul. Știu că nu e în ordine, dar... Sunt un pic interesat de ce e aici. Bun, deci aici presupun că îți pui armura pe tine și te bați, nu? Da. Așa. Bun, hai să-mi pun asta pe mine și cu asta. Pentru că s-o pe... Bun, au băieții aici o arenă, bă, nu foarte mare ca să nu fugi ca prostul și nici foarte mic, e relativ ok. Și asta e făcută de builder. Tot de builder, nu-i luat de... Da. Foarte, foarte, foarte. Tot ce-i luat de pe anti-map, ăla, Sky PvP, numai o să schimbam și aia imediat, numai că dovează până facem PvP. Mare. Înțeleg, ok, dar ținând cont că serverul de 2 luni e foarte ok. Și da, bă, aici veniți și dacă vă bateți cu unul, îi luați itemele, nu? Da. Și vă puneți aici, în Ender Chest. În Ender Chest-uri, da? Și dacă vrei să ieși de aici, cum faci? Gen, nu mai vrei să te bați, cum faci? Păi, aștepți, dai spre spawn sau poate da. Pe ca să ieși din combat. Ok, spawn, stai. Ok, și aia, am ajuns din nou la spawn. Mai avem warp jail, cred că acolo ce faci? Pur și simplu, da, iei jail dacă înjuri sau tot. Ok, da. Warp enchant. Da, fac warp enchant. Da. Bun. Aici enchantul e moca, nu? Ia. Da. Fac și... A, da, îți trebuie și ții. Credeam că îți dă și lapis lazuli, dar văd că nu-ți dăm. Păi, dacă dăm așa, poți să-ți iei cu miile, știi? Dacă pune pe sani, putem spune în direct, în avunt, că dacă îi dăm. Ai și la shop și nu e așa de scump. Corect, bă, na, adică na, dacă vreți încetezi, pac, ai venit aici, deci nu mai trebuie să ți-l cum... Bă, dați-mi pickaxe-ul, mă, înapoi, așa. Bă, interesantă, dar hai să mergem o leacă să... Să văd cum e structurată, mă rog, chestia asta. Bun, ca să mă duc să construiesc, unde dracu mă duc? Păi, te duci, dai spawn și mergi drept înainte, sau eu știu. Au, pe aici, pe la crate, pe aici? Da, spawn. Ok, și sar, nu? Față, ok. Spui o protecție și... Ok, deci protecția asta, câte blocuri are, gen? 25 și, adică 25 așa lățime și înălțime maximă. Ca să nu... Până la 250. Uite, văd că și-a făcut, începe lumea pe aici, bă, interesant. Și, e și protecția anti-PVP, gen? Da, e pusă de bloc. Ok. Bă, interesant pe aici. Ok, bă, văd că... E șmecherut, știi, adică și cu protecția și cu astea, și cu crate-urile astea. E o idee chiar ok pentru... Serverul este non-premium, cred că ați zis voi la început, nu? Da, e non-premium. Ok. Bun, bă, fain pe aici. Hai să văd și de-astea. Cum mă duc înapoi, gen, înapoi la... Hub. Hub, ok, hub. Bun, și dispartate, da, ok, bun. Hai să mergem un pic la kit PvP. Da. Bun, aici cred că... Tocmai azi am schimbat și mapa. Tocmai ați bun, deci asta e mapa, de săriți acolo și pur și simplu vă bate. Bă, e ingenioasă ideea asta. Da, și dacă donați, aveți și donator kits. Gold în mână. Nu, am un... What the fuck, aici e PvP? What the fuck? Unde? Aici sus, PvP. Nu, că... Da, e PvP aici în față, că tocmai a schimbat spawn-ul și... Nu e pusă regiune. Asta de... Ba, e pus, numai că o schimba partea asta de sus și iese. Ok, bun, deci văd aici astea de la donator, demigold și este legacy, că nu prea văd, și ender. Ok, bun, hai să-mi iau demigold ăsta. Protection 2 și de-astea. Acum cum dracu mi-apare din nou aia în mână? Gold-ul ăla. Trebuie să mor. Ok, bun. Păi, pa, ne aruncăm aici și ne batem cu băieții ăștia, n-avem o treabă, pac, dacă aș putea să-i și lovesc. Astea sunt kiturile de donatori, adică puteți să spuneți cam cât costă gen astea, prețurile astea cu... 3 euro și ai accesat toate kiturile de donatori. 3 euro pentru toate kiturile? Bă, stai că sneak, gm, sneak, spargi toată map, stai că i-am dat adventure map. Serios, chiar puteam să sparg? Da, ai okay. Ok, oricum n-am lovit deja deloc. Bă, văd că aveți sunete până și la lovituri de astea, e fain. Da. L-am pus peste tot sunete. Ok. Da, așa mai, cum să zic, mai palpitant. Ok, bun. Bun, ok, hai să vedem arena asta, e mare. Deci tot făcută de builderii ăștia? Da.
am schimbat. Foarte interesant. Ah, da, că ai spus tu. Bă, foarte șmecher. Și ați mai văzut acolo kituri și da, în principiu aici doar vă bateți, cum ați mai văzut și pe alte servere. În schimb, fiecare server are, nu știu cum, asta lui, plăcerea de a juca pe fiecare server, mă rog, e diferită. Deci aici ați zis băieții că încă e PvP, deci nu o să mă bag aici, ia să-i dau eu mă una unul ăsta, dă-te acolo mă. Bun. Să nu știu dacă mai merge. Ba da. Mai încă. Mă rog, asta o să vă ocupați voi. Ce secțiuni mai aveți? Hai să mai vedem aici. PvP și Factions. Faction, bă, foarte, stai că sunt curios să aleagă de faction ăsta de aici. Bun, deci primești armură, un pic extra de asta. Și pentru cei care au peste 500 de abonați, au kit YouTuber. Kit da. YouTuber, puteți mi-l dați și mie să văd și eu cum e? Dai kit, da, stai că ți-mi. Sau okay. Dai. Așa, pe kit. Kit tools și kit YouTuber, da. Ok, am văzut și eu acum, kit it. Și primim full diamant, 8 mere de aur, mâncare, primim obsidian și băi, e foarte interesant, adică dacă aveți peste 500 de abonați, contactați băieții, oricum să aveți Skype-urile în descriere, dacă e, că le las mereu și da, aici tot trebuie să-ți pui tu, da, tot trebuie să-ți pui tu. Shop, ce mai e shop aici, chestiile principale din faction, diamante, aceste, lemn și obsidianul. Cât e obsidianul? 32 de bucăți, 2500? Da, de, înainte nu... era 4000. De, stai așa, deci o cumperi cu 32 și 8, nu, o cumperi cu 2500, 32 de bucăți. Ok, și ăla 49 ce-i? Ai ID-ul. 49 e ID-ul, adică obsidian. Ok, nu înțelegeam ce-i. Și banii cum îi faci aici? Păi eu minez. Faci materiale și le vinzi la shop. Uite, hai să văd shop, unde e shop aici la voi? Dai warp shop. Warp shop. Bun, hai să văd. Ai fost mai... what the fuck, what the fuck, credeam că poți să vinzi altele, dar poți să le vinzi doar pe astea. Bă, cred că cel mai... Mai sunt și pe cel... Da, mai în spate aici. Ok, asta n-am văzut. Bun, și mai e... TNT, bă, chestii interesante. Oricum, cred că toată lumea o să vândă reston, vă asigur eu. Da, până ai ce să faci pe... Și ați pus un preț... bun, cred, nu? Da. 3000, bă, hai că e ok. Foarte interesant. Deci, ok, spawn-ul e tot făcut, nu? Că n-am chestit mai lumea în comentarii, bun. Tot el făcut. Că... Tot Skype PvP, care să fie schimbat imediat și ala. Ok, Skype PvP. Hai să mergem un pic și la Skype PvP, dar de fapt aici harta voiam să prezint. Cum prezint harta? Aici ați făcut toate... warp-urile pe spawn. Ok, deci cam asta e tot, oricum. O să mai adăugați ceva pe aici? Cred că să adăugăm War PvP. War PvP, ok. Da, e esențial în Faction, mai toată lumea vrea. Da, ar fi o idee bună să-l puneți pe aici. Mă rog, oricum serverul are abia 2 luni, deci da, e prea optimizat pentru 2 luni. Bun. Hai să văd ce mai e și ultima secțiune. Oricum o să mai prezint și alea. Skype PvP. Bun, deci ați zis voi că aici mapa este luată de pe net. Avem... Da. Sunt ceva kituri pe aici, kit starter, kit day. Stai să-ți dau pe... Am dat-o pe refresh, kit și aici toate kituri. Hai, avem... stai, cât să pun acum. Avem daily, youtuber din nou și VIP și VIP plus. Ok, bun, deci hai să văd mai întâi kitul youtuber. Protection 2. Și aici echip inventory pe true. Deci... deci dacă moriți, voi strezi itemele? Da. Serios? Ok, da. Și da. Dacă vrei gen, dacă omori player, presupun că primești bani sau ceva de gen, nu? Nu, n-am băgat aici shop deocamdată, însă chiar acum mă gândeam să... Păi ar fi ok, știi, măcar dacă nu-ți cad itemele să primești bani, știi, să te faci full. Bun, hai să văd... Sign-uri pe mapă, știi? Da. Hai să mai văd kit-ul VIP, dacă nu mă înșel, asta pentru 3 euro a zis că e și VIP plus și VIP normal, nu? Kiturile la VIP plus e 5 euro. VIP plus e 5 euro și hai vedem kit VIP plus. VIP plus vedeți că e full, deci e full aici, e maxim, adică nici nu se compară cu un kit de ăsta normal. Primiți meri de astea faine, ce aici, power, stai, care iar cu power 4, punch 2, flame, mă, ce pe aici să-mi trag palme. Bun, hai un pic să, stai să văd dacă am fly. Bun, stai așa, fly. Mâncați-aș fly.
Bosule, tu chiar ai tupeu să dai în mine? Mamă, stai așa să bat pe băiatul ăsta. Ok. Mă, bă, te distrug, mă. Acum s-a lăsat lumea pe tine. Să știi că... Mă rog, dacă ai zis-o că nu mor. Tu-s gâtul tău. Mânci Golden Apple și nu te mai bate nimeni. Decât dacă te aruncă. Ok. Bă, stai așa că nu... Unu, bun. Ah, am murit. Ai căzut? Da. Aștept să mor, dar până îmi dau eu... Dar de fapt nu pot. Îți dau eu kill? Gata, am murit. Bun. Acum am trebuit fly-ul. O să-l am? Așa, bun. Mersi mult. Aveam nevoie. Bun, să prindeți alea că mapa. Deci a zis voi că-i luată de pe noi, că n-ați avut timp să o faceți, sau ceva în genul. Da. Ha, dai fain. Avem mai okay. Un builder, știi, și na, până face la toate. Numai unul, mă? Da. Și vrei să spui cât tipul au construit tot ce aveți voi acolo? Da. Doamne, mai... Build foarte mare. Îmi trag palme, deci omul ăla e un adevărat erou, frate, pentru mine începând de momentul ăsta. Și hobuce că l-a făcut numai în 4 ave. 4 ave, dai seama. Deci omul ăla chiar e, m-am zis, un erou, un... Știe să lucreze cu World Editor, World Editor și alea. Holy shit. Da, mă. Bun, deci pe aici o să găsiți sign-uri și din sign-uri vă luați voi tot ce aveți acolo nevoie. Mă rog, pe unele sign-uri sunt Ender Pearl-uri, pe unele... Dați mai văzut voi, adică e imposibil să nu... Sunt și mereu pe care le primești la Kid V+. La... Da, sau... le-am văzut alea super OP la și V+. Și la Daily, dacă nu mă știu. Da, și la Daily. Păi da, și cu ce mai OP unul de la V+, decât de unul normal? Păi are... ăla... Te regenerează mult mai repede. Ah, bă, rog. Foarte interesant. Mă rog, mapa e super fain, aveți pe aici și da, bă, consider că e chiar ok pentru un server care are abia 2 luni și care are un singur moderator. Builder, sau? Builder, pardon, ok, moderator. Bun. Bun, aici avem staff-ul, vedeți, owner, co-owner, online for, ok, bă, foarte tare plugin-ul ăsta cu... Ok, văd că aveți și un YouTuber, divin, ok. Dă-i la Gadgets, că e partea interesantă. Mai avem un YouTuber, dar încă nu l-am. Gadgets. Bun, a, aveți și voi chestii de-astea cu da. Heads? Mamă, ce tare sunt trapoale. Poți să-ți pui capul de la Instagram. Am văzut, bă, da, Instagram-ul la vechi era mai fain. Enchant leggings, dar nu pot. E de not. Ok, bun. Hai să-mi pun ăștia. Dar bă, nu dați mă foc. Așa. Disco armor, ce asta? Lol, ce tare. Da, bă, poți să-ți customizezi caracterul, adică uitați-vă cum... Poți să-ți iei și peturi. Peturi? Stai așa, petur, pet, pet. Ok, o să-mi iau un pic, baby. Uuu! Bă, ce fain e să te plimbi așa. Marj, mă. Prea tare. Și donațiile, bun, avem aici. Flyer 2 euro, pentru o lună sau pentru tot? Tot global. Permanent și... A, global, bun, am înțeles. Toate-s global, da? Da. Bun, YouTuber trebuie să aveți peste 500, operator 15 euro, admin 8 euro, VIP-ul 5 euro, moderator 5 euro, helper 3 euro, flyer 2 euro. Și... Da, bă, cam astea donațiile, oricum o să aveți, dacă au băieți vreau să ai ceva să las în descriere, Skype-ul, IP-ul, alea. Da, bun, am nevoie de game mode-ul ăsta, așa că ați pot să fac un outro frumos. Fac. Poate că careva dintre voi să-mi dați fly, vă rog, pentru un outro drăguț. Mulțumesc. Da. Ok, haideți încoa, băieți. cu capul de la Instagram. Ok, nu vii și tu? Da. Ok, bun. Da, bă, cam asta e serverul. Aveți, o să aveți în descriere toate informațiile, absolut toate. O să aveți anotare pe ecran, bineînțeles, Skype-urile băieților și da. Vă așteaptă pe server și da, bă. Peace. Fuck. Fuck.